M-a speriat ce simt, am mâncat vașcura voastră. Și avem timpul pentru răzbunare. Porția lui Teo o să fie cu sare în loc de zahăr. Chiar l-ai spart? Bebe! Ce frumoasă ești, dar vezi că nu merge nicăieri. Hai, dezbracă-te acum. Bebe! Stoi! Doamne, vine să-ți spargă camera. Băi, în vlogul trecut în care s-a trezit ea prima a fost ceva total neașteptat, că eu mereu mă trezesc înaintea ei. Și avem timpul pentru răzbunare. Mă miște spre rău. Păi, de data trecută m-ai speriat tu, m-ai trezit tu. Bună dimineața, prieten. După cum ați văzut, eu m-am trezit deja. Și acum e rândul meu. Neața? Da, s-a întâmplat. Adică așa m-am trezit, nu e... Ce zice... Bebe, s-a auzit ușa cam puternic. Ce s-a întâmplat de îmi face ce sima de asta? Stai să văd ce se întâmplă în cavașul ăsta. Bună dimineața! Stați am ușa că era să fac infarct. Deci mi-ai like pe Instagram dacă tot ai trezit. A, gen, ai făcut schemă, nu? Ai venit direct și m-ai așteptat. Neața. M-a speriat ce simt, am mâncat vașcura voastră. Teo e încă live și eu am văzut acum pe Instagram o rețetă cu niște rolls-uri din toast și Nutella. Adică se face foarte ușor și m-am gândit să fac asta acum, doar că porția lui Teo o să fie cu sare în loc de zahăr. Abia aștept. A, pe ăsta, așa, deci cam așa. Start. Bă, cât mai vorbește asta că m-a terminat? Ok, și acum pentru porția lui Teo o să pun niște sare în amestecul ăsta și după ce le prăjesc trebuie date prin zahăr și scorțișoară, iar eu o să le dau prin sare și scorțișoară. E genul la jocul ăla, frate. De ce mă sperii? De ce? De ce? De ce? Deci aici am pregătit zahăr cu scorțișoară și aici am pregătit sare cu scorțișoară. Se fac acum și astea lui Teo și după aia le dăm prin sare și gata. Viețile mele, dar trebuie să închid, v-am zis că trebuie Teo să închide acum la live-ul. Perfect, îl așteptăm cu... Delicatesele astea. Foarte prăjituitoare, mai sperii? Nu, ți-am pregătit de mâncare. Ce-ai făcut? Ce sală? Deci, e pâine prăjită prin ou și prin lapte, cu Nutella în umbră și cu scorțișoare. Nu-mi e foamă, bebe! Am mâncat? Păi știu. Păi de ce? Că m-am chinuit o grămadă să le fac. Păi și care sale tale și care sale tale? Astea sale mele, astea sale tale. Nu ai pus și banii, nu? Ți-am făcut mai puține că tu nu mănânci dulce, dar dacă mai vrei, mai e de la mine. Și după aia cu o anană în mâncare, mi-e da. Foame, e bine, i-am văzut pe Insta și am vrut să-l încerc. Bebe, bebe, dă-mi șervețel. Ce? Ai pus toată solnița? Asta pățești dacă vrei, bun pentru. Și dacă asta vi s-a părut, Caterinca, să vedeți ce mi-a făcut ce sima mai încolo. Rămâneți până la final să vedeți și aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe butonul de subscribe, pentru că o foarte mare parte din voi care îmi urmăresc clipurile nu sunt încă abonați și m-ar ajuta extrem, extrem, extrem de mult! Băi, acum m-a dus să dure pe de gunoiul, gen, și mă opresc și până în box să iau monitorul ăla de la spart eu pe live atunci, dacă v-am amintit, și o să pară că l-am spart pe alie, știi ce zic? Mamă, ia uitați ce e aici, mă, ca vașura voastră.
Gata, băi, am stat aici pe pat, dar doar că nu îi l-aș pune ei, că nu o să fie plauzibil, gen, că îi sparg ei, de ce să mă joc la calculatorul ei, știi? I-am zis că urmează să mă joc lor, eu la lor mă enervez că sunt mai ofticos așa. Dar nu i-aș pune la monitorul ei, că își dă seama, gen, că îl pun acolo, știi? Și l-aș pune la al meu și l-aș sparge pe al meu, că tot se supără. Nu știu ce. Uite-l cum mi-ai rupt în gură, ești nebun. Și acum să pun camera cumva aici. Puta, hai, tată! Cum să fac mâncați aici urată, să dau cu pumnul în el? Nu știu. Ha! Stați așa, mă, că mi-am spart monitorul. Bebe! Bebe! De ce faci asta? Poți să vorbești? Te prank, e așa? Ba da. Cum ai făcut asta? Chiar l-ai spart? Ce? Poți să vorbești? Eu la vechi. Când l-ai adus aici? Mamă, ce-mi venea să ți-au monitorul ăsta să ți-l dau în cap. Dar bună ascunzătoare oricum. Oare acum mă simt un pic prost, că am făcut cam multe. Bebe! Da! Hai, îmbracă-te și machiază-te că te scot undeva. Ce? Pă bune! Unde? Pui prea multe întrebări, nu te mai scot nicăieri. Acum? Ce ieșim acum? Da. Păi nu e aproape de Valentin? Serios? Serios! Bine! Glumeam! Bebe! Nu glumeam! Hai, pregătește-te! Ești gata, bă? Da. Ce frumoasă ești, dar vezi că nu merge nicăieri. Hai, dezbracă-te acum. Deci sper că glumești. Nu, iubire. M-am îmbrăcat și la mișto ca să te machiezi, să te astea. O să mă joc, pa. Bebe. Da. Serios? Nu, mă, nu, hai că merge, avem rezervare. Haide. Mi-e foame de mor. Băi, vezi, eu nu știu cum se face, deci am zis că ăsta o să fie primul episod în care ce sinuie în perioada aia. Ce credeți, a venit gen în seara asta? Deci mi se pare absolut incredibil cum ne găsim să filmăm neplănuit, fix când, na, e how. Să vezi ce îmi place mie. Dar de ce nu te filmezi și tu așa, gen? Și că e camera grea și nu știu dacă... Păi cum face așa, face așa, face așa, face așa. Da, 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 să vedeți ce grea e pentru mine. Ai văzut cum am întors sau? Vezi, mă, că te-am adus undeva și ce tot ziceai? Da, ce? Zi. O dată-i Valentin, să vezi. O dată e ziua mea, nu Valentine. Ce să facem? Vezi că începe războiul iar după... Degeaba atâta, ai grijă. Ia, vii, mă, ți-a plăcut date-ul nostru? Foarte, foarte, foarte mult, mulțumesc, bebe. Cu plăcere, vine acum, pregătește. Da, băi, las. Nu te mai las. Nu e ziua ta încă. Bă, da, aproape. Ba, nu e. Mai câteva ore. Ați văzut și voi ce a zis Teo, da? Că se răzbună și că nu și sunteți martori. Așa că n-aveam cum să stau degeaba în această seară și trebuia să termin într-un fel, așa că ia vedeți ce o să fac eu. O să umplu paharul ăsta cu puțină făină și o să umplu ligheanul ăsta cu puțină apă. O să mă urc pe scaunul ăsta și o să pun ligheanul acolo. Abia aștept să văd dacă mi-e asta, credeți-mi. Ok, deci am reușit să pun ligheanul acolo. Mi-am pregătit paharul cu făină ca să-i arunc și făina peste apă. Și acum o să-i cer niște hârtie igienică ca să-mi ducă ceva ca să fugă în baie și gata. Am pregătit aici un pahar cu făină să venim cu el după apă și hai să-l strigăm. Bebe! Da? Mi-aduci și mie hârtie, te rog! Unde era baia noi? Bebe! Ți-a plăcut? Nu știu cum să reacționez, da, mi-a plăcut, dar îmi vine să sparg camera în baia asta. Tu strângi. Nu. Nu râdeți de corpul meu acum. Ce corp, că e cel mai frumos. Bine, așa vrei să jucăm? Nu, mai ca auzi? Da, făina aia ce rost a avut că ai aruncat de zici că ai aruncat 50 de chile. A sărit până aici, nu m-a atins, nu nimic. Ai fost mai departe decât anticipam. În mintea ta intram, treceam până ăla, treceam până ușă și veneam la tine acolo, nu? Și făceai... Hai, și acum prank-ul meu. Nu! Bam!
Ce faci, mă, imiți cum râd? Eu plec cu cineva râd, drag, să strângi tu. Da, ajută-mă! Aolo, vine, începe procesul, mâncă mă. Mă doare în purta și tu mă pui să strâng făină cu apă de pe jos. Deci că eu te-am pus să mă strocăși și tu m-ai pus să facem război cu el. Bă, cât de mică e, zici că e Jerry, mâncați-a și când îl certa pe Tom în desene, mâncați-a și uitați-o, uitați-o că te ești. Așa mai mult, Prinții, la mulți ani. Nu, ce-mi faci? Nimic, nu-ți mai fac, la mulți ani. Te iubesc, să fii fericită și iubită. Ce ziceți și voi, nu mai fac nimic, mă, că a venit ziua ei, a venit și ăla și azi o să fie episodul ăsta un pic mai light, așa, nu știu, nu l-am simțit hardcore sau mai mișto decât ce sau da, ceva, dar tot a fost. L-a fost puțin scandal sau așa. Cap, mă, ce mai vrei? Da, aia a fost cirea așa de pe tort. Bravo. Și asta a fost așa de ultimul. Vă pupăm, vă iubim și aveți grijă de voi. V-am pupat, pa, pa. Ce, de ce am făcut pupic?